Consilierii județeni s-au întâlnit astăzi în prima ședință extraordinară din acest an. Principalul punct al dezbaterii a fost alocarea de bani din excedentul bugetar din anul 2022 pentru a continua investițiile care sunt în derulare. Intrăm în ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. Astăzi a avut o ședință extraordinară a Consiliului Județean. Excedentul de la sfârșitul anului 2022 este de 615 miliarde. Din ăștia 615 miliarde am repartizat astăzi 47 de miliarde pentru cheltuieli de dezvoltare. În ce costă aceste cheltuieli de dezvoltare? Este vorba de proiecte și totodată de investiții. Bugetul pe anul 2023 este deja în transparență, ceea ce înseamnă că în cel mai scurt timp se vor ști și sumele de bani care vor fi folosiți în Olt pentru viitoarele proiecte. Nou buget la ora asta au avut loc negocierile cu toate unitățile subordonate, este în transparență decizională și noi pe 26, joia, ultima joie din lună, când avem ședința Consiliului Județean, sperăm să aprobăm acest proiect de buget al județului Olt. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Olt, bugetul alocat în acest an este mai mic față de cel din 2022, însă banii vor fi suficienți pentru a finanța planurile de dezvoltare de pe agenda de lucru.